Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușuratice, îngreunate de păcate și frământate de diferite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, cât știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos, în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Să ocupăm locurile. Înainte să luăm lista oamenilor din vremurile din urmă, care vă asigur că va fi deosebit de interesantă, m-am gândit că ar fi foarte nimerit ca în seara asta să avem o privire generală asupra întregului capitol. E foarte bine întotdeauna să menținem contextul Scripturii din care predicăm. Apostolul Pavel se află într-o celulă din închisoarea din Roma, știind că propria sa moarte este aproape, și îl avertizează pe tânărul său ucenic, pe protejatul său, pe Timotei, despre zilele grele care vor veni. Bătrânul apostol este profund îngrijorat de tendințele pe care le vede, le simte în societatea în care el trăiește. Veneau vremuri grele. Pavel începe să spună lui Timotei să știi, practic reține lucrul acesta, fii atent că în zilele din urmă vor fi vremuri groaznice, vor fi vremuri foarte grele. Pavel îmi vorbește în primul rând aici despre zilele din urmă și el consideră zilele din urmă zilele de dinaintea venirii Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară. Dar în același timp se poate referi expresia aceasta și la perioadele unice de testare spirituală care au loc în momente și locuri diferite în istorie. Aș vrea să aprofundăm puțin expresia aceasta pentru că vom descoperi un lucru foarte interesant. Practic, Apostolul Pavel vrea să spună, este o parafrazare din ceea ce vom discuta mai încolo, în zilele din urmă vor fi vremuri sălbatice pe măsură ce oamenii se vor lepăda de orice constrângere morală și societatea va începe să se dezintegreze. Asta vrea să spună Apostolul Pavel. Același lucru el îl repetă în Romani, capitolul 1, versetele 28 la 32. Am citit asta joia trecută, în care din nou avem o listă a degradării umane în vremurile din urmă.
Aici oamenii vor fi plini de curvie, de nelegiuire, de viclenie, de lăcomie, de răutate, vor fi plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, vor fi șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, născocitori de neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați și fără milă. Este o altă listă pe care Apostolul Pavel o dă în Romani, despre care am vorbit deja joia trecută. Este foarte interesant că aici Apostolul Pavel folosește în expresia aceasta în zilele din urmă, vor fi vremuri grele, traduce Cornilescu. El folosește un cuvânt kalepos, care în limba greacă înseamnă greu, dificil, periculos, groaznic, sălbatic, cumplit. Astea sunt, de fapt, traducerile corecte ale cuvântului pe care îl folosește Apostolul Pavel aici. De fiecare dată trebuie să mergem la original, la cuvintele în care a fost scrisă Sfânta Scriptură. Traducerea noastră probabil că este o traducere inspirată, dar nu este inspirație de la Dumnezeu. Este scrisă Biblia în limba greacă, Noul Testament, și trebuie să mergem întotdeauna la limba aceea. Kalepos înseamnă, așa cum ziceam, greu, dificil, periculos, groaznic, sălbatic, cumplit. Cuvântul este tradus cu zile grele de către Cornilescu, dar el mai apare încă o dată în Noul Testament și să vedeți unde, foarte interesant, în Matei 8:28. Aici se referă la cei doi bărbați violenți, îndrăciți, posedați de demoni din regiunea Gadara, Matei 8:28, unde se spune erau oameni așa de cumpliți, sălbatici, deci incontrolabili, care treau printre morminte. Deci cea mai cinstită traducere, formulare, ar fi că zilele din urmă vor fi vremuri groaznice, vor fi vremuri cumplite, îngrozitoare. Noi când auzim vremuri grele, toți am avut vremuri grele și ne gândim la greutăți financiare, la familie, greutățile vieții. Dar cuvântul lui Dumnezeu este mult mai profund și mai puternic. Pavel spune că vor fi vremuri cumplite, sălbatice, vor îngrozi lumea. Lumea va fi îngrozită de populația care va trăi în vremurile acelea, care va avea caracteristicile despre care Pavel a vorbit, vorbește pe urmă în următoarele versete. Oamenii aceia, spune Sfânta Scriptură, erau așa de încumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Matei 8:28. Pavel spune, asemenea vremuri te așteaptă Timotei. Așa de cumplite că nimeni dintre cei care vor fi în vremea aceea nu vor putea trece liniștiți pe drum, nu vor putea trăi în liniște datorită situației cumplite în care ei se vor găsi. Trăim într-un păgânism brut, cum spunea cineva, în 1988, un filozof și teolog american, evanghelic, Carl Harry. El a scris și foarte multe cărți de teologie, sunt manuale în seminarele teologice. El a făcut o predicție uimitoare în cartea sa, Amurgul unei mari civilizații. El a spus că pe măsură ce America își pierde progresiv moștenirea iudeo-creștină, păgânismul va deveni tot mai îndrăzneț, tot mai îndrăzneț. Iată citatul din Carl Henry. Pe măsură ce America își pierde progresiv moștenirea iudeo-creștină, păgânismul va deveni tot mai îndrăzneț, tot mai curajos. Îl vom vedea pe zi ce trece tot mai activ. În ultima jumătate a secolului 20 a fost un fel de umanism benign, spunea cineva. Știți că există cancer benign și malign, nu? Benign nu te omoară, e un fel de boală, dar nu mor de ea. Se pare că a fost un fel de umanism care n-a fost ucigător, să zicem așa.
Dar credința creștină a început să fie confruntată cu un păgânism brut, nu? Și umanismul, fața aceea frumoasă de la început, care părea că e absolut nevinovat, nu? A devenit religia periculoasă a lumii în care noi trăim. Societatea noastră l-a înlocuit pe Dumnezeu cu omul. Omul este măsura tuturor lucrurilor, nu? Totul este pentru om, nu? Inclusiv bombele nucleare pe care le produc multe țări ale lumii, nu? Totul e pentru om. Pavel îl avertizează pe Timotei și cuvintele ar putea fi așa: după ce eu nu o să mai fiu Timotei, după ce am să plec din lumea asta, lucrurile se vor înrăutăți înainte să se îmbunătățească. Îmi place foarte mult Andrei Pleșu, când îl ascult uneori pe la televizor, întotdeauna spune interlocutorului: nu te îngrijora că noi ne cărăm de aici, pe când vin vremurile alea grele. Este un pic mai în vârstă decât mine și întotdeauna se încurajează că el o să scape de relele care vin peste lumea noastră. Zice: noi ne cărăm pe când vin astea. Pavel spune: eu am să mă car de pe aici, eu am să scap. Nu? Dar tu ești încă tânăr și lucrurile se vor înrăutăți, Timotei. Timotei, pune-ți centura de siguranță, pentru că vremurile care vin sunt îngrozitoare, sunt groaznice, sunt cumplite. Pregătește-te pentru vremurile acelea. Când Pavel spune să știi, el spune așa: reține lucrul ăsta, înțelege lucrurile acestea, ia aminte la chestiunea asta, bagă în cap, memorează. Ține minte, așa se va întâmpla. Nu fi naiv. Nu crede că totul va fi bine, nu? Nu te lăsa dus de tăvălugul acestei speranțe de șarte a lumii în care noi trăim, nu? Toată lumea: o, mâine o să fie mai bine, dacă vine Trump o să fie și mai grozav, nu? Înainte au zis: dacă vine Biden o să fie și mai grozav. Tot așa, vine cineva, ne salvează, o să fie și mai bine, și mai bine. Din păcate nu ne uităm prea des în oglindă să vedem că nu e mai bine. Nu e mai bine cum arătăm, nu e mai bine când ne uităm în buletin. A trecut timpul, nu? Vremurile se schimbă, noi ne schimbăm. Ar trebui să ne aducem aminte cât costa pâinea acum vreo 5-6 ani, nu? Astăzi cu banii care îi avem, nu cumpărăm nici jumătate de lucruri cu care se cumpăra atunci, nu-i așa? Cum se plângea unul din România, zice: mă, înainte cu 10 lei, plecam acasă cu o rudă de cârnați, cu un litru de ulei, cu tot felul, zice, acum nu mai pot să... nimic, a zice că au băgat camere video în magazin. nu mai pot să furi, nu? Nu fi naiv, nu crede că totul va fi bine. Nu va fi bine. Și să nu fii surprins când vine necazul și suferința, Timotei. Vremurile din urmă vor fi vremuri cumplite. Și apoi Pavel ne dă catalogul acela al corupției vremurilor din urmă, care conține cam 3 capitole. În primul rând, spune Pavel, există o respingere, va fi o respingere totală a lui Dumnezeu. Oamenii vor fi lipsiți de sfințenie, nerecunoscători, iubitori de sine, de plăceri, mai mult decât iubitori de Dumnezeu. În al doilea rând, acest lucru duce la un colaps moral total. Oamenii vor fi iubitori de bani, îngânfați, fără iubire unii față de ceilalți, lăudăroși, mândri, neiertători, îngânfați, neiubitori de bine. Și în cele din urmă, spune Apostolul Pavel, întregul eșafodaj al societății se va prăbuși, vom asista la o prăbușire totală a societății umane. Ordinea socială pe care tu o cunoști se va prăbuși total, Timotei. Oamenii vor fi trădători, pripiți, calomniatori, brutali, neascultători față de părinți, abuzivi, fără autocontrol. O lume scăpată de sub control.
O lume fără reguli, fără reguli morale, fără absoluturi, fără restricții de niciun soi. Fiecare om va face ce crede el că este drept în ochii lui. De fapt, societatea în care noi trăim ne învață că noi stabilim ce este adevărat și ce nu este adevărat. Nu Dumnezeu. Eu stabilesc ce e bine și ce e rău pentru mine. Eu mă aleg stilul meu de viață. Astea sunt frazele, tipa societății în care noi trăim. Este foarte interesant că Pavel include aici expresia aceasta neascultător de părinți. Și acum fiecare dintre noi am și fost neascultător de părinți și am avut copii care n-au ascultat de noi, nu-i așa? Și nouă ni se pare că este un lucru foarte minor. Cum de la i-a băgat și pe prunci ăștia neascultători alături de toate fără de legile alealte, nu? Dar vreau să vă spun ceva, că chiar dacă pare banal faptul că apare în lista aceasta neascultarea de părinți, neascultarea este scânteia care aprinde flacăra, care distruge casa, care distruge familia. Implozia totală a ordinii sociale pornește de la neascultare, de la neascultare de părinți, de mai mari, de dascări. Am citit scrisoarea unei profesoare din România, vă spun, m-au dat lacrimile. Povestea că în timpul orei am văzut că nimeni nu mai ascultă la ea, băieții erau pe telefoane și unul avea câteva sute de lei pe masă, așa pe bancă, și era la telefon și juca jocuri de noroc pe telefon. S-a dus să-l oprească, l-a rugat să pună telefonul pe masă. Au sărit câțiva din sală, că nu-i voie să se atingă de proprietatea elevului, nu? A izbucnit un scandal în clasă îngrozitor și beata femeie a ieșit afară plângând, pentru că își dădea seama că putea să scape de sub control, să-l ia de urechi pe șmecherul ăla, nu? Oh, wow, să fi fost un meu dascăr, nu? Dar ne bătea de 4-5 ori pe zi pe toți. Avea o doctrină stalinistă care zicea unul pentru toți și toți pentru unul. Au luat bătaie pentru toată lumea din clasă. Avea o bâtă de lemn de stejar cu care și amesteca lemnele în foc. Era arsă la vârf. Când ne ardea cu aia două la fund, nu ne mai puteam pune pe bancă, așa de caldă, de fierbinte era banca de la școală, nu? Și mă gândeam când am citit despre profesoara asta săraca, s-a dus să plângă undeva și nu știa ce să facă, nu? Tare ar fi fost bine să-l poată chema pe Danciu, că așa îl chema pe tractoristul nostru care s-a făcut profesor, să facă un puțin ordine acolo. Dar neascultarea de părinți este sursa dezordinii sociale. Este acel aluat rău care distruge lumea, procesul ordinii naturale într-o societate normală. Dar nu numai copiii vor fi rebeli, ci vorbește Biblia și de rebeli religioși, nu? Oameni care au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Adică în zilele din urmă, pe măsură ce oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, în mod paradoxal, vor deveni mai religioși, dar într-o religie falsă. Apostolul Pavel vorbește aici despre o condamnare a liderilor apostați, a liderilor religioși, lepădați, care au lepădat pe Hristos și învățătura Lui, și spune că, în primul rând, ei pradă oamenii slabi, îi pradă pe oamenii slabi, intră prin case, spune Sfânta Scriptură, se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreunate de păcat, frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință adevărului. Vai, ce descriere formidabilă! Anii trecuți am cunoscut un șmecher de african,
care trăia prin Franța și a venit aici și a sucit capul unor asemenea femei, au cumpărat, au băgat 10.000 de dolari în minele lui de diamante din Africa. Nu? Dar fratele era lucrător, evanghelist, proroc. Umblau după el femeile astea îngreunate de păcat, așa, și dornice să învețe, așa, și ăsta a plecat cu banii lor și nu i-au mai văzut nici pe africani și nici banii vreodată. Ok? Asta se întâmplă și în vremurile noastre. În al doilea rând, spune Sfânta Scriptură, acești oameni nu fac nimic ceva nou. Este ceva vechi din toată, de când e lumea asta. Pavel îi menționează aici pe Iane și Iambre în versetul 8 și lucrul ăsta se referă la tradiția iudaică care dăduse numele acestor doi bărbați, doi conducători a vrăjitorilor egipteni, nu? Care s-au opus lui Moise și în cartea Exodului ni se spune cum au contrafăcut minunile pe care le făcea Dumnezeu prin Moise, nu? Dacă Moise a făcut apa în sânge, au făcut și ei apa în sânge. Dacă au făcut broaște, au chemat și ei broaștele. Când Moise a poruncit și a venit și a umplut păduchii pe toți, ăștia au zis, nu, aici degetul lui Dumnezeu, că își bate Dumnezeu joc de noi. Erau plini de păduchi, nu? Și se scărpinau, cred, peste tot și să mai facem ceva păduchi în plus. Nu? Și au zis aici degetul lui Dumnezeu, Dumnezeu își bate joc de noi acum și n-au mai putut să facă păduchi. Acum, cuvântul în limba ebraică este, se referă și la țânțari. Țânțari, păduc, am tot un alii. Eu am fost odată la pescuit cu un prieten de-al meu. Tot am pescuit noi într-o mână, aveam o creangă în care dădeam după țânțari și cu una pescuiam. Și într-o ne-au biruit țânțarii, am lăsat undițele și am fugit și de-abia cu fuga am scăpat până în mașină să nu ne mănânce de tot. Și păduchii, dar și țânțarii sunt la fel de teribili. E bine, Iane și Iambre au contrafăcut minunile lui Dumnezeu și apostolul vrea să spună, aveți grijă că în vremurile din urmă vor exista unii lideri spirituali, chipurile, care vor fi atât de în legătură cu demonii, încât vor falsifica sau duplica minunile lui Dumnezeu și milioane de oameni vor crede în înșelăciunea aceasta lor. De aceea ar trebui să ne înarmăm și să ne pregătim, pentru că vom vedea și din Apocalipsă cum fiara apocaliptică și prorocul mincinos vor face semne și minuni până acolo că vor coborî foc din cer. Și oamenii care cred lesne și care nu verifică și care nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu cad în capcana aceasta foarte ușor. Dar ce este minunat este că spune Sfânta Scriptură că succesul lor va fi limitat și temporar, versetul 9. Ei nu vor fi prin preajme pentru totdeauna, pentru că Dumnezeu va arăta clar de partea cui este și îi va da pe față pe acești lucrători falși. Așa cum apele i-a despărțit pe Moise, înnecând toată armata egipteană, tot așa mâna lui Dumnezeu îi va salva pe copiii săi, se va pogorî într-o judecată zdrobitoare împotriva învățătorilor mincinoși. Pavel, în ultima parte a acestui capitol, și aș vrea să petrecem un pic în porțiunea aceasta, el ne dă trei strategii de supraviețuire pentru aceste zile grele. Trei strategii de supraviețuire. Strategia numărul unu este urmați lideri evlavioși. Căutați să călcați pe urmele unor oameni evlavioși care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Nu vă duceți după oricine. Apostolul Pavel spune foarte clar,
Zice, trebuie să te ferești de oamenii aceștia. Fugi de ei, depărtează-te de oamenii aceștia, versetul numărul 5, ultima parte, depărtează-te de oamenii aceștia. Alegeți bine liderii pe care îi urmezi. Semnele celor evlavioși sunt următoarele, spune Apostolul Pavel. Numărul 1, nu au nimic de ascuns. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Tu îmi cunoști modul meu de viață. Tu mă știi pe mine din totdeauna. Știi cum trăiesc și știi ce fel de om sunt eu. Liderii cu adevărat evlavioși nu au nimic de ascuns. Sunt cu cărțile pe față. Sunt transparenți. În al doilea rând, Apostolul Pavel spune, ei propovăduiesc adevărul. Tu cunoști doctrinele mele, tu cunoști învățăturile mele. Eu întotdeauna am propovăduit adevărul, spune Apostolul Pavel. Apoi, în al treilea rând, ei practică ceea ce predică. Nu? Tu cunoști credința mea, dragostea și răbdarea mea. În România este un scandal formidabil între episcopul, preasfinția sa, preanaltsfinția sa, de Tomis, nu? Așa, care vrea să-l dea în tribunal acum pe purtătorul de cuvânt a Bisericii Ortodoxe Române. Nu? E un scandal monstru între aceste două mari figuri religioase și comentariile pe care le auzi în România zicea, băi, bine, bine, dar știi ce zice vorba? Zice, fă ce zice popa, dar nu fă ce face popa. Nu? Pentru că se pare că modul în care se poartă acest preasfințit de Tomis, nu? De, așa, nu este prea grozav, vorbește urât, este dur, este o brută, este într-un proces acum intentat de autoritățile române pentru corupție, pentru jaf de bani, așa. E, dar când fețele astea bisericești se bat pe ecranele televizorului, întotdeauna îți aduce aminte de fraza asta, măi, nu fă ce face popa, nu? Fă ce zice popa, că el zice bine dacă zice, nu? Pavel zice, eu practic ceea ce predic, nu? Ceea ce spun și fac, eu împlinesc ceea ce predic. Eu nu predic numai la alții și ăia trebuie să împlinească și eu nu. Tu cunoști credința, dragostea și răbdarea mea, spune Apostolul Pavel. Și în ultima parte, Apostolul spune, oamenii cu adevărat evlavioși, liderii evlavioși, nu se tem de persecuție. Voi cunoașteți suferințele și persecuțiile mele. Știți prin ce am trecut. Eu sunt gata să sufăr pentru ceea ce predic, pentru Evanghelia în care eu cred. Ideea lui Pavel este simplă, găsește astfel de oameni, după modelul pe care eu m-am prezentat înaintea ta, eu o să mă car de aici, cum zicea, o să plec, ziua când Dumnezeu mă va chema este aproape, nu? De fapt, în următorul capitol, el este foarte deschis și spune că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. El este foarte conștient că este înaintea morții lui. Și zice așa, eu și așa o să mor, dar urmează astfel de lideri pe care eu i-am întruchipat, i-am trăit. Ăsta este modelul oamenilor evlavioși pe care trebuie să-i urmez. În ceea ce privește persecuția, am trecut prin persecuții și oamenii lui Dumnezeu vor suferi. În Antiohia, în Iconia, în Listra, am fost împroșcat cu pietre și lăsat să moară Apostolul Pavel. În Iconia a fost aproape ucis cu pietre de către evrei. Dar nu contează, pentru că toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, spune versetul 12. Cu alte cuvinte, nu te aștepta să fii tratat altfel. Nu te aștepta să ai alt destin decât acestea. Călcând pe urmele mele, vei trece pe aici. Pe aici se trece.
Ceea ce i s-a întâmplat lui Pavel, îi se va întâmpla și lui Timotei mai devreme sau mai târziu. Nimeni nu primește un permis de liberă trecere care să-l absolve de suferințele sale pentru Hristos. Pentru că oamenii răi și înșelători, magicienii, impostorii, ghicitorii, jonglerii, vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși, spune versetul 13. Ăștia nu numai că păcălesc pe alții și mint pe alții, se mint singuri. Se mint singuri. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Practic, spune Apostolul Pavel, soluția este să cauți oameni evlavioși, să calci pe urmele lor, să ai un model în viață. Nu poți să o duci credința de unul singur. Încadrează-te într-o biserică cu o linie corectă, cu o linie doctrinare corectă, în care sunt oameni evlavioși care n-au nimic de ascuns, care propovăduiesc Evanghelia, care practică ceea ce predică și care nu se tem de persecuție. Caută-i și urmează pe acești oameni. În același timp însă continuă în ceea ce ai învățat tu, continuă în învățătura care o ai. A doua strategie de a supraviețui în vremurile acestea grele este foarte practică. Păstrează-ți cursul. Păstrează-ți direcția pe care mergi. Nu vă lăsați distrași de nenorociții aceia religioși care sună inteligent. Nu îi crede pe toți care îți bat la ușă, spune Apostolul Pavel. Nu te lăsa dus de, vai ce pocăiți arată, domnule, câte doi îmbrăcați fain, cravată, sună la ușă, martirul lui Iehova, nu? Vor să te pocăiască, vor să te pună pe linia cea dreaptă, e nemaipomenit. Zicea cineva că așa de singur a ajuns că nici martorul lui Iehova nu mai vin pe la el. Era dezastru mare în viața lui. Nu-i crede pe toți, pe toți care îți bat la ușă, care vin cu o broșură, care vin să-ți îndrepte viața. Modul de a le rezista acestor oameni este să continui ceea ce ai învățat, să continui în învățătura pe care o ai. În primul rând implică o înțelegere corectă a cuvântului lui Dumnezeu. Deci Timotei trebuie să-și amintească atât ceea ce a învățat, cât și de la cine a învățat. Ascultați, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și pe care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Știi de la cine, știi sursa lor. Și apoi spune un lucru extraordinar. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Practic, Apostolul Pavel spune, gândiți-vă la învățătorii voștri. Gândiți-vă la învățătorii voștri. De la cine ai învățat Sfânta Scriptură? Când am scris cartea aceea, Oameni pe care am cunoscut, m-am gândit mult la oamenii de la care am învățat Sfânta Scriptură. Mi-am dat seama că Dumnezeu a folosit o serie de oameni în viața mea care au fost instrumentele lui Dumnezeu care m-au învățat ceea ce trebuie. Fiecare dintre noi avem asemenea oameni. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ei. Adu-ți aminte de învățătorii voștri. Poate de dascărul acela de la școala duminicală. Poate de păstorul de la tineret. Sau cine știe, un prieten de la grupa mică cu care v-ați întâlnit la studiu biblic, nu? Gândește-te la oamenii aceia pe care a folosit Dumnezeu de lungul anilor să ajungi ceea ce ești astăzi. Și mulțumește lui Dumnezeu. Cugetați la caracterul acelor oameni. Ce fel de oameni erau oamenii aceia? Gândiți-vă la sacrificiul lor. Lucrul acesta vă va menține pe drumul drept și îngust. În versetul 15 îi amintește lui Timotei de moștenirea sa spirituală.
ce din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Știi din pruncie. Pentru că cuvântul acesta lui Dumnezeu te mântuiește, spune Apostolul Pavel. Cum? Prin cuvintele scrise în Sfintele Scripturi, până înțelepciunea care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Ea este singură capabilă să ne facă înțelepți. Prin Evanghelie se descopere cuvintele înțelepte care sunt pentru mântuirea noastră. Tot ce trebuie să știm despre mersul nostru spre cer, spune Apostolul Pavel, tu știi deja din Scripturi. Știi de la mama și bunica ta care te-au învățat. Știi de la oamenii care au avut un impact serios spiritual în viața ta. Din pruncie, bunica sa Evlavioasă, Lois, și mama sa Eunice, spune cuvântul lui Dumnezeu, au fost primii dascări care l-au învățat pe Timotei calea cea dreaptă, adevărul care duce la mântuire. Fiecare dintre noi am avut pe cineva în familie pe care Dumnezeu l-a folosit. Zilele trecute am scris despre bunica mea, Babanuța, îi spuneam. Primele cântări pe care eu le-am învățat au fost de la Babanuța. Ea spunea, hai să cântăm ceva, Petre. Aprindea lampa, lua cartea de cântări și îmi sună și astăzi în suflet primele cântări pe care le-am învățat de la bunica. Ființa mea suspină și atât de mult aș vrea ca mai curând să fie în împărăția ta. Oamenii aceștia au semănat ceva extraordinar în sufletele noastre. Și Pavel spune să nu uiți bagajul ăsta, moștenirea aceasta extraordinară pe care o ai. Du-te pe drumul care ți s-a trasat. Știți că ar trebui să petrecem mai mult timp cu copiii noștri învățându-i Sfânta Scriptură și rugându-ne cu ei? Noi am trăit niște vremuri absolut glorioase. În România era televizorul o oră pe zi, pe seară. Și de obicei nu ne mai uitam la el că știam ce spune. De fapt să și stricase sonorul la el, nu mai avea sonor. Dar știam toate ce spunea Ceaușescu, știam tot, nu mai avea rost să mai auzim. Dar aveam ora noastră, așa spunem, ora noastră, care uneori era două sau trei ore. Citeam din Scriptură, cântam, copiii recitau poezii, ba chiar predicau. Am înregistrat câteva casete și le-am și acum, le-am dat de nunta lor la copiii mei să dea și ei la pruncii lor mai târziu. Prima predică a lui Babi, care este păstor acum și el, a fost despre Iona. Singurul necaz este că el credea că Iona e o femeie. În limba română, numele care se termineau cu vocale erau femei, nu? Și foarte greu le-am putut să-l lămurim că e un bărbat. Iona era femeie, a luat un bilet pe un vapor să plece în altă parte. Știți bine povestea asta. Dar orele acelea care le petreci cu copiii când citești din Scriptură rămân pentru totdeauna în sufletul lor. Cântările acelea rămân pentru totdeauna. Și Pavel zice, gândește-te la moștenirea asta care o ai. Gândește-te la bunica ta. Gândește-te la cântările alea care le-ai învățat cu ea. La mama ta care a fost o femeie foarte evlavioasă. Păstrează această moștenire și continuă această tradiție. Și în ultima parte, Apostolul Pavel spune, Timotei, cuvântul lui Dumnezeu este singurul care poate să te facă desăvârșit, să te facă complet, să ajungi desăvârșit. Strategia finală se găsește în versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Am putea ține o întreagă predică aici despre suficiența cuvântului lui Dumnezeu,
despre autoritatea care o găsim aici. Dar vreau să mă apropii de încheiere și vreau să spun câteva lucruri care cred că sunt extrem de importante. Biblia ne echipează să facem orice lucrare bună. Nu putem învăța din altă sursă să facem o lucrare bună decât din Scripturi. Vrei să cunoști voia lui Dumnezeu? Studiază Biblia. Ok? Studiază Biblia. Vrei să-ți îndrepți misiunea în viață, să-ți îndeplinești misiunea în viață, să ai o viață împlinită? Studiază Biblia. Nu este altă soluție. Vrei să știi ce vrea Dumnezeu să faci astăzi? Studiază Biblia. Vrei să trăiești o viață mai bună? Studiază Biblia. Vrei eliberare de păcat? Studiază Biblia. Vrei ca Dumnezeu să fie mulțumit de viața ta? Studiază Biblia. Asta este singura soluție. Studiază Scriptura. Ia-o în serios. Ocupă-te de ea. Practic, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, lumea în care trăim, Timotei, se va înrăutăți. Nu fi surprins. Nu fi surprins. Vin vremuri grele, vremuri cumplite. Nu fi descurajat. Este mai ușor să rămâi puternic dacă nu stai singur. Alătură-te oamenilor evlavioși. Credincioșii care își clădesc viața pe Scriptură vor fi persecutați, dar niciodată nu vor fi învinși. Stai alături de ei. Vreau să închei seara asta, în loc de concluzii, cu un citat din John Wesley. Ar trebui să-l considerăm și trebuie să-l considerăm pe Wesley ca și un fel de strămoș al nostru, al pentecostalilor. El este fondatorul mișcării metodiste din Anglia, care pe urmă au venit metodiștii în America, și pentecostalismul s-a născut din metodismul acesta, care a produs în America o mișcare pentru sfințenie, Holiness Movement. Căutând sfințenia, creștinii au ajuns la botezul Duhului Sfânt și noi, pentecostalii, suntem urmașii acestor oameni deosebiți. Iată ce spune John Wesley, și-a exprimat odată angajamentul față de cuvântul lui Dumnezeu, de Biblie, și l-a spus așa: sunt o creatură a unei zile, trecând prin viață ca o săgeată prin aer. Eu sunt un duh venit de la Dumnezeu și care se întoarce la Dumnezeu, plutind deasupra marii prăpastii până în câteva clipe, prin urmare nu mai sunt văzut, nu o să mă mai vedeți. Cad într-o eternitate neschimbătoare. Vreau să știu un lucru, calea spre cer, cum să aterizez în siguranță pe acel tărâm fericit. Dumnezeu însuși a binevoit să propovăduiască calea aceasta. Pentru acest sfârșit, El a venit din cer, El a scris-o într-o carte. O, dați-mi cartea aia! Cu orice preț, dați-mi cartea lui Dumnezeu! O am! Aici sunt cunoștințele suficiente pentru mine. Lăsați-mă să fiu un om a unei singure cărți! Astea sunt niște cuvinte extraordinare, extraordinare. John Wesley, lăsați-mă să fiu un om a unei singure cărți. Dați-mi cartea asta, spunea el, care m-a învățat să călătoresc spre cer. Iubiți frați și surori, vremurile care sunt vremuri din urmă și sunt vremuri grele. Dacă am fi mai atenți la ce se întâmplă în lumea din jurul nostru, ne dăm seama că ele sunt absolut cumplite. Vremuri groaznice. Soluția pe care ne oferă Pavel aici, ca să supraviețuim, este simplă. Urmează lideri religioși care îl cunosc pe Dumnezeu și care te îndeamnă, te îndrumă spre Dumnezeu. În al doilea rând,
păstrează-ți credința care ai moștenit-o din copilărie, continue ceea ce știi, așa, și în final nu te depărta de Scriptură, de ceea ce este scris, pentru că ea este revelația lui Dumnezeu pentru viața ta. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim lui Dumnezeu pentru întâlnirea din seara aceasta și pentru cuvântul pe care El ni l-a dat.